There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you. Vă vorbesc din aeroportul din Istanbul, unde aștept momentan, alături de Vicky, partenera mea, partner in crime pentru următoarele 5 zile. Așteptăm să ne vină bagajul. Vom petrece cam 4 jumate, nu vor fi 5 full. Le vom petrece aici în Turcia, momentan în Istanbul, dar nu o să fim aici, în orașul ăsta, ci vom merge într-un altul. Fiind nu doar al patrulea ca dimensiune, dar și unul foarte vechi. Și o să vă dau toate detaliile astea, pentru că, în principiu, călătoria noastră se va concentra în jurul localităților, satelor, zonelor încărcate cu foarte multă istorie. Cât de vechi era ăsta, Vicky, că mi-ai zis tu? 100 înainte de Hristos. Înaintea erei noastre. Înaintea erei noastre. Deci o să fie și cultură, o să fie și mâncare și cred că o să fie și niște peisaje superbe, cel puțin așa cât am căutat eu pe internet. Am avut un zbor foarte rapid, cu mâncare bună de tot, ba chiar ne-au pregătit mâncare vegană. A avut Vicky grijă înainte să bifeze acolo toate detaliile, adică în momentul în care îți faci cont la ei, la cei de la Turkish Airlines, poți să-ți alegi tu ce tip de masă preferi. Și cum Vicky este și ea vegetariană, a ales acolo meniu și a mâncat foarte bine, surprinzător. Deci ați văzut că am filmat, deci a fost o masă relativ completă pentru un zbor de oră și jumătate, ba chiar mai puțin. Deci dacă mă duc de la București până la Buzău cu mașina, fac mai mult decât aș face cu avionul din București până aici. Totul super ok, mergem spre hotel, o să fim un grup mai mare, ne întâlnim cu toții, mergem spre hotel și vă pun la curent cu toate celelalte detalii pe care poate le-am omis. Dar oricum, cred că o să fie un vlog frumos și lunguț, că sunt 5 zile. Uite, încă sunt luminițe, beculețe sau alea sunt tot timpul, n-au legătură cu Crăciunul neapărat. Teoretic, sunt legate de Crăciun, pare decorat și pe... Da, foarte frumos, noi mergem acum la Cicâș. Cicâș? Cicâș. Înseamnă exit. Cicâș. Avem și bagaje, am recuperat totul exact cum trebuie. Avem una, două, trei, jumate, că ăla nu putem să-l punem ca full. Super cald. Însă plouă. Nu știu dacă vedeți picăturile acolo pe geam, dar e destul de urâțică vremea. Eu am luat la mine o umbrelă micuță. Nu știu cât de utilă va fi. De principiu mi-aș dori să se oprească măcar 90% din precipitațiile pe care le-au anunțat, că e ceva anunțat. Dacă se poate renunța la 90% ca să nu zic 100%, ar fi super ok. Cam atât duce umbrela mea, probabil la 10%. Facem o pauză foarte scurtă, mă rog, jumătate de oră, și ne-am oprit la o benzinărie, unde sunt și câteva magazine, însă nu asta m-a interesat pe mine, ci priveliște. Aveam să vă arăt podul din stânga, de care tocmai am trecut, și uite marea, un vas, cred că în dreapta, multe mașini parcate, și am mers foarte mult pe autostradă până acum. Dar pentru oprirea asta, cred că suntem în... Asta e un orășel ceva? Sau e pur și simplu un centru comercial, Vicky? E pe stradă, nu știu dacă e orășel, nu am idee. Acolo ar fi câteva locuințe, nu știu dacă le vedeți, par a fi niște blocuri ceva. Iar zona e cât se poate de circulată, amenajată, ai tot felul de magazine. Chiar am întrebat dacă este ceva în genul unui outlet, pentru că mie îmi păruse a fi stilul ăla de militari. Dar nu, sunt magazine, ai Burger King, Starbucks, KFC. Autostradă, drumul cu
care merge spre bursa, uh-huh. Ăla e podul pe care o să mergem. Da, da, pe acolo o să mergem. Lost as I should. Foarte lung drumul din Istanbul până aici, dar am ajuns, ne-am cazat, imediat vă arăt camera, tan-tan, am zis să începem să de la oglindă, ca să eliminăm elefantul din cameră, să vă spun că avem și ce mult mă bucur. Se aude ceva? A, cred că e de la televizor. Arată foarte bine, hotelul n-am apucat încă să-l filmez cum trebuie pentru că eram cu toate bagajele, tan-tan-tan, și o să iau eu cadre după ce coborâm la cină. Cred că e 6 fără ceva la momentul ăsta și din ce am înțeles de la ghid, pentru că avem 2 persoane, cred, nu sunt foarte sigură, care sunt aici cu noi și ne ajută cu toate informațiile, din ce am înțeles la 6:30 ar fi cina. Și e foarte bine pentru că mi-e o foame, deci am mâncat de dimineață când eram acolo în aeroport, în Otopeni, am crânțănit niște biscuiței, cafea, după care am mai băut o cafea de îndată ce am ajuns. Așa a fost și masa din avion. Și poate sună mult când le enunț așa, dar au fost chestii foarte mărunte, deci n-am avut o masă propriu-zisă. Deci mi-e foame de nu mai pot. Camera arată așa, patul este uriaș, poți să treci liniștită prin față, nu e o problemă. Vicky, cum spuneam. Patul este o chestie uriașească, triplu, măcar. Căldurică, căldurică, ceea ce e foarte bine. 24 de grade erau când am ajuns, dar vă dați seama că am crescut eu acolo, un 2 grade mici așa de control. Artă, domnule, pe pereți. Telefon, lăm toate cele. Televizor. Aici, oh, ce oglindă frumoasă, acum am văzut-o pe asta. Ah, dar este superb, perfect. Da, 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 așa pare. Și oricum, mai este oglinda de acolo, de unde vă vorbeam eu. Aici avem un suport din ăsta de haine. Cred că e prima dată când văd așa ceva într-un hotel. Foarte frumoase sunt astea. Valet, da, ăsta e cuvântul. Am și eu acasă. Da? Nu l-am văzut niciodată. Eram cu ochii după pisici. De la English. Vivre. Ah, da, chiar vorbeam mai devreme când ne uitam prin magazine pe aici că era unda asta de decorațiuni și zicea Vicky, da, tu știi că English Home e turcesc? Că English Home, de ce nu e Turkish Home? Că masa de birou, cum spuneam, iar aici avem ceva ce mă bucură deosebit, pentru că motive anterior explicate. Pară, kiwi, măr, ciocolate, chestii, vreau să îngurgitez ceva până una alta. Și mai avem doar priveliștea, să vă arăt, care nu este extraordinară, dar nu este nici rea. Acolo undeva în depărtare se vede muntele foarte frumos. E, partea asta zic eu că nu este extraordinară, însă nu mă plâng în nicio formă. Etajul 7 e foarte ok și cred că din partea ilaltă, deci încolo este fața hotelului, din partea ilaltă se vede și mai bine. Se vedea cumva orașul, dar o să vedem, nu e asta o problemă că n-am venit aici să stăm în camera de hotel. Eu doar vă prezint ca să aveți idee așa cam cum arată. Ia uite, și acolo niște artă, deci totul foarte bine. Ne apucăm să despachetăm și noi, eu mă apuc să ronțăi ceva, nu știu ce face Vicky, dar eu mă apuc să ronțăi ceva. Da, că este important și ăsta și hai să vă arăt și baia că uitam. Baia, așadar, iată, încă o oglindă. Aici văd multe produse cosmetice, ce avem noi acolo, șampon, șampon, body lotion, shower gel, hair conditioner. Perfect, ne bucurăm foarte mult. Oglindă, încă oglindă, șervețele, săpunele, toate cele și cabină de duș. Deci, numai de bine, arată minunat, entuziasmul este la maxim. Dacă și mâncăm și ne odihnim puțin astăzi, e beton. Singura chestie e că pentru mine e luni, ceea ce înseamnă că e zi de vlog și l-am pregătit. Mai trebuie doar să mai ajustez niște mici chestiuni, după care l-am postat și suntem bine de tot. Am văzut că au făcut furori în rândul vostru UGG-urile mele de Primark, cele pe care le aveam anterior, pe Instagram cel puțin, am primit o mulțime de comentarii. Cum? Te-ai încălțat cu d-aia? Da. M-am încălțat cu d-aia pentru că sunt foarte confortabil. Nu sunt UGG-uri sau UGG-uri, cum vrea fiecare să le zică, nu sunt marca aia care costă de nebunește, eu n-aș da, dar, mă rog, fiecare cu gusturile lui, ci sunt strict niște dude foarte confortabile, urățele, dar trebuie să recunosc că sunt mega, ultra confortabile și de astea le-am luat din Primark, deci ieftine, ieftine. Însă, ca să nu mă dezic de la obiceiurile balabaniene, ta-na-na. Sper că asta compensează suficient. Am cizmele de la Steve Madden, care da, sunt ceea ce tatăl meu ar numi exasperat catacloape, dar sunt foarte confortabile pentru că audita mai platforma și am și ciorape de desubt pe sub ăștia. Și știți ce bine stau? Adică este confortabil, îmi este și cald, nu sufăr de frig și sper în principiu să fie ok. Am zis să mă schimb pentru că am stat toată ziua cu ochii aia hanorac și deja s-au adunat mai multe. Așa că pantalon de la Mango,
Cizmele sunt Steve Madden. Ăsta este un pulover pe care l-am de la voi din 2017 sau 2016. Mi l-a trimis cineva din Timbalaban și îl readuc în atenție în fiecare an, pentru că îmi place enorm puloverul ăsta. Și Chanel-ul, desigur, cu ș. Și probabil că o să mai iau parpala cu pe deasupra. Și cam asta e. Iar în 2 minute ieșim pe ușă și mergem la cină. În ciuda faptului că merele și para au fost delicioase. Probabil că am fi mâncat și kiwi-ul, dar ăla trebuie curățat, ceea ce este foarte greu și ne-am resemnat până la urmă cu cele din care putem mușca direct. Aia. Holul hotelului nostru este acesta și acum căutăm liftul care în dreapta, nu? Eru. Pac. L-ai la îndemână? Sau se... A, nu, uite că se închide. Se închide. E ok. Retras în cameră, ziua este relativ încheiată, vă mai povestesc eu una alta, după care mă duc și eu la duș, a intrat Vicky deocamdată, nu știu dacă auziți în zgomot de fundal, dar să știți că dușul se aude, și apoi pa la revedere până mâine, că e nevoie și de somn. Am avut o cină foarte copioasă, sățioasă, un vin mic acolo, am mâncat un fel de supă, de fapt cred că o ciorbă bună de legume, după care am avut niște paste, o salată pe lângă, lumea a băut care cum a vrut un vin, bere, ce și-a luat fiecare și m-am bucurat mai mult pentru că am reușit să interacționăm cu toată lumea, ne-am cunoscut puțin. E destul de greu să interacționez cu un grup care, mă rog, un grup micuț, care vorbește o limbă cunoscută la nivel general, adică ei sunt sârbi și croați, nu știu dacă v-am zis că sunt și cehi în prima parte a zilei, dar m-am înșelat, dacă am zis să știți că nu sunt, sunt doar sârbi croați și noi români. Și ei cu toții vorbesc, cred că croată e limba aia pe care o vorbesc ei și se înțeleg. Și chiar dacă toată lumea e drăguță și am vorbit în limba engleză atât cât am interacționat, la un moment dat tot intervine limba ta maternă, pentru că e logic, e limba pe care o folosești mai tot timpul și gândești întâi de toate în limba aia. Și mai auzi cum vorbind așa în engleză, bagă una în limba lor, în croată, și noi ne uităm, a, ce? Deci tot intervin momentele astea, dar a fost ok, grupul chiar este foarte ok și m-am bucurat că am putut să interacționăm, să vorbim și noi, să schimbăm una, două impresii, două dintre fete mi-au zis că au și fost în România, una dintre ele în București, cealaltă în Timișoara, chiar de mai multe ori, deci știau așa câte ceva. Apoi am vorbit cu un tip din Croația care îmi spunea de maică sa, care a venit anul ăsta sau anul trecut, am trecut mai degrabă, a venit în România, a vizitat, bineînțeles, Transilvania, l-a căutat pe Dracula, ca toată lumea, și i-a plăcut zona pe acolo, cel puțin așa mi-a zis, că am întrebat și le-am povestit și eu la rândul meu de când am fost în Croația, adică, na, interacționez pe cât posibil ca să nu fii sălbatic și să poți să ai o relație plăcută cu oamenii cu care urmează să petreci niște zile. Nu știu cât context v-am oferit azi dimineață, dar o să reiau puțin ca să înțelegeți exact care este rostul meu aici și cu ce ocazie și ce s-a întâmplat. Știți cum se organizează ocazional genul ăla de excursii pre-strip-uri, le-am zice mai degrabă, în care cu ocazia unui anumit eveniment sau cu ocazia promovării unui loc, respectiv, te cheamă. Vrei să mergi, nu știu, în locul X, Y, Z pentru evenimentul nu știu care sau cum este cazul de față, de la Go, cum a zis Vicky, nu e Turkey, mi-a mai zis un milion de euro, să dureze puțin până mă obișnuiesc, Turchie, parcă așa, care organizează astfel de excursii. Nu este neapărat Ministerul Turismului, dar este ceva oficial al lor pe partea asta de turism, sigur ați auzit. Și știu că au organizat de-a lungul anilor multe astfel de experiențe. Eu nu cred că am fost cu ei până acum. Nu am avut niciodată direct cu ei, cu toate că am mai fost în Turcia, dar nu direct cu ei. Și am văzut la alte persoane din România, tot așa, care s-au dus în astfel de excursii pentru a se bucura de un loc și evident că asta vine și cu niște responsabilități, adică vedeți, și eu fac un vlog acum, oricum l-aș fi făcut și dacă nu aș fi avut discuția cu ei, dacă eram aici, oricum l-aș fi făcut. Dar asta presupune că trebuie să împărtășești experiența cu cei care te urmăresc și asta fac și eu. Nu știu exact câte materiale vor ieși, vedem ce o ieși mâine, poi mâine, câte zile vom fi aici, cum vom sta cu vremea, adică nu este o chestie strictă. Dar în principiu asta este ideea. Te chemăm, tu
expune ceea ce vezi la noi, fără să fie restricții sau alte chestii de genul. Oricum, dacă vine vorba de restricții, eu una nu mă mai bag neapărat, pentru că vreau să fie exact ceea ce văd eu cu ochii mei, să vedeți și voi, și deocamdată numai de bine. Iar în zona asta n-am ajuns deloc, vă zic cu toată sinceritatea că nu știam de orașul ăsta, habar n-aveam, ca toată lumea, na, știi, de Istanbul, de Ankara, de Antalya, cam pe acolo te învârți, dar aici nu pot să mănânc ce nu trebuie, chiar nu știam. Însă mi s-a părut o idee interesantă pentru că este un alt gen de turism și este o perioadă în care nu te aștepta în principiu să duci în Turcia. Eu nu am aș duce când e sezon de bălăceală, de vreme caldă și așa mai departe. Dar iarna, în Turcia, într-un oraș pe care nu-l cunosc, am zis, ok, asta e o provocare, de ce să nu merg până la urmă? Că e o ocazie destul de interesantă și poate chiar unică. Nu știu dacă se va mai întâmpla vreodată. Așa că am făcut planul, că v-am zis, astea se planifică din timp, nu e ceva ce vine de pe o zi pe alta. Mi-am pregătit toate vlogurile, am ajuns aici și în principiu o să explorăm mâine, din ce am înțeles, Misi, parcă se numește satul, stați așa, că vă zic acum, avem ceva notat pe aici. Suntem pe un grup de WhatsApp unde este toată lumea și avem, da, avem toate informațiile. Deci mâine dimineață plecăm de la hotel la 9 dimineața și mergem să luăm micul dejun în ceea ce se numește Misi Village. Deci satul, bănuiesc, Misi, nu știu exact cum se pronunță, o să vă rog în avans să mă scuzați dacă o să pronunț ceva aiurea, pentru că nu mă pricep. Și voiam să vă mai dau câteva detalii referitoare la bursa, poate și voi asemenea mie nu cunoașteți foarte bine despre ce e vorba și să știm detaliile. Conform Wikipedia, în limba engleză am scos mai multe informații pe ăsta, de la noi nu prea găsești mari lucruri. Și uite-te cât de, mă iertați că trec de la un subiect la altul, uitați-vă ce diferență face lumina. Deci când nu am lumina aia bruscă pe față, pielea arată natural, nu sunt chestii accentuate. Dacă vin cu asta, uite-te tu cum mi se accentuează niște linii și se creează niște lucruri foarte inestetice, care de fapt nu sunt. Da, așa e normal și natural și voi mă știți oricum toate ipostazele. Deci, Bursa, oraș în nord-vestul Turciei, al patrulea cel mai populat oraș din Turcia și cel mai populat, al doilea cel mai populat din regiunea Marmara. Asta este marea pe care ați văzut-o astăzi, dacă ați urmărit până acum. Și din ce înțeleg eu, aici a fost capitala statului otoman între 1335 și 1363. Orașul este menționat ca, nu pot să citesc chestia asta cu Davendigar, nu știu ce înseamnă, dar s-ar traduce prin darul lui Dumnezeu în turcă, un nume de origine persană în timpul perioadei otomane. Ta-na-na. Aici este, am uitat să vă zic, este o stațiune montană destul de importantă. Am văzut eu niște poze așa cu zăpezi care din fericire sau oră, din nefericire în oraș nu sunt, dar stațiunea aia montană e plină de zăpadă și am înțeles că vine lumea la schi, grupa mare în partea asta. Nu cred că ne vor duce la schi, din ce am înțeles. Așa, tărără, că sunt niște mausolee pe aici din timpul primilor sultani otomani. O groază de edificii, la fel construite în perioada otomană, au băi termale, tot felul de case de-astea otomane, palate, câteva muzee. Interesant. Istoria e foarte largă. Uite, zice aici că în 1487 populația orașului era de 45.000 de oameni, aproximativ, vă dați seama, în timp ce în 2015 a ajuns la 1.854.285. Na. Wow. Diferența mai mare, cred că mi se pare, din 1927, deci nici 100 de ani. 1927 erau 61.000, zic așa rotund, iar în 2015 1.854, ca să vă dați seama ce mulți sunt în perioada asta. Așa, tot în perioada otomană, Bursa a fost una dintre sursele principale de produse din mătase royală. Mai importau și din Iran, ocazional din China, și aici se produceau în principiu caftane, fețe de pernă, broderii și tot felul de alte produse din astea din mătase până prin secolul 17. Tan, tan, tan. Zice aici că, de asemenea, Bursa este remarcabilă pentru numărul crescut de hamamuri. Mai țineți minte, cred că ăsta e plural de la hamam, mai țineți voi minte când am fost eu cu prietena Andreea în Hamburg? Este vlogul ăla pe canal, cred că în 2018 l-am filmat, hai să mă vedeți calmea, cred că în 2019 l-am filmat și pentru mine aia a fost prima experiență într-o astfel de baie turcească. Sunt foarte interesante, nu știam clar ce să mă aștept, a fost o surpriză din partea ei, am avut atunci o excursie foarte frumoasă în care mă dusesem eu cu ocazia zilei ei de naștere, mă dusesem
în Germania, în Hamburg și am petrecut acolo niște zile minunate. Și printre activitățile pe care le-a planificat ea atunci, a mers și la băile astea turcești, exact așa, hamam. Și poate vi se pare ciudat, adică hamam în Germania, ele sunt răspândite peste tot în lume, dar e un concept din ăsta foarte interesant, e o chestie băi, cum ziceam, cu o lumină foarte slabă, saună, sunt tot felul de aburi, unele sunt mai, cum să zic, cu ținuta mai sumară, altele deloc, dar am, de exemplu în ăsta în care am fost eu, femeile erau dezbrăcate complet, unele mai purtau câte ceva, că depinde fiecare cum se simte confortabil. Dar se practică asta și este mega relaxant. Și sunt niște femei pe acolo care lucrează la acel hamam, care vin, îți fac masaj, aruncă cu apă pe tine, te stropesc, îți pun săruri de tot felul. Depinde de ceea ce alegi. Mi s-a părut tare interesant. Acum nu știu dacă o să mergem noi pe la vreun hamam, dar ca idee, dacă ați fost, să mi lăsați un comentariu. Vă las acum, cred că a terminat Vicky dușul. Mă duc și eu să fac unul, să mă refreshuiesc cu totul. Mă așez în patul ăsta confortabil. Mă ridic pătălăul și bag niște nănel, că mâine la 9 ați auzit unde trebuie să fiu. Ne auzim așadar în câteva secunde în cazul vostru. Noapte bună și repede. Bună dați! Bună dimineața la mășajul, nu pot să spun? Bă, da, cum să nu? Cântați, nu, cântam mai devreme, dar s-a oprit între timp. Și cântam ceva de sezon, așa? Da, da, toate. Dimineața la mășajul, nu dați, bună dimineața. Aia zic. Cântați. Da, exact pe ale locul. Eu deja mi-am luat micul dejun ca tot grupul de altfel, așadar vă vorbesc cu burta plină și ce bine este, mâncând la o casă tradițională. V-am zis de-aseară că urmează ca astăzi să vizităm cât mai mult din sătucele, sătucurile din apropiere și am pornit cu cel din tâi, Misi se numește. Este o așezare mai veche de 2000 de ani din ce ne-a povestit domnul care ne este ghid și ne-au adus să mâncăm exact într-o casă din asta tradițională veche, tocmai ca să ne bucurăm mai mult de experiența locală. Am avut măsline pe masă culese chiar de aici, din Bursa, tot felul de dulcețuri, din asta dulceața de portocale a fost foarte bună, atât de bună cât te-am dat pe mine. O să inserez poză pe aici, v-am arătat eu pe Instagram dacă ați văzut acolo, că mi-a căzut din gură, normal, cum era de așteptat, așa cum funcționez eu, foarte îndemnatică. Am dat pe mine, dar am mâncat o felul de alte preparate, au fost legume, brânzeturi, carne n-am văzut deloc, nu știu dacă a avut legătură neapărat cu meniul nostru, dar n-am mâncat deloc și am avut în schimb toate dulcețurile alea, pâine, niște un fel de rulouri, smoke, nu știu cum, cu brânză în interior, cu brânză sărată, care au fost bunicele, ceai și fără cafea, și o cafea vă zic că aș bea, vorbeam cu Vicky chiar mai devreme și zicea și ea, Vicky, pozează pisicile, nu știu dacă o vedeți acolo, dar pozează pisicile. Și ziceam că, mamă, ce-am vrea și noi o cafea, cât de bun ar fi, dar nu ne-au dat, să vedem. Poate totuși reușim să găsim una pe parcursul zilei, că n-am băut deloc. Uite-l pe grasul ăla vechi, ăla cu șosete. Pune-mă! Dar ăla de acolo, nu știu că e tată. Care? Ce mic este! Sunt patru pisicoți. Stați așa. Ce faci, mă, puiule? Da, deci micul dejun a fost foarte bun. Am și vizitat un pic casa. Nu este mare, nu este ceva luxos, mega desprins din revistă, adică nu este genul ăla de călătorie și zona aici. Uite cum arată casele. Însă am regăsit foarte multe elemente pe care, dacă n-aș fi știut mai bine, aș fi zis că le găsesc și într-o casă sau că mă aflu într-o casă tipic românească. De exemplu, erau covoare din alea țesute pe jos, din care am văzut o groază în România. Poate că nu sunt identice, că n-au cum să fie, dar semănau foarte mult. De asemenea, tot felul de vase, de decorațiuni, amplasamentul camerelor, undeva un soi de baldachin, adică erau niște pânze așa, așezate deasupra patului, care semănau a ceva baldachin care să protejeze de
probabil de insecte, de lumina soarelui și așa mai departe. Deci foarte similar cu ceea ce este și la noi, în zona rurală, ca să nu zic la țară, să se supere cineva. Frumos, deci a fost o experiență interesantă și vreau cât mai mult să absorb din cultura locală, că asta mă interesează. Capitala e ușor de văzut, dar chestiile astea nu cred că au acces la ele chiar oricând. Toată lumea se oprește, face poze, sunt simpatice căsuțele astea colorate. Contrastă foarte interesant, avem acest color blocking cu albastru și cu turcoaz, verde și alb, galben pe acolo, pozăm, filmăm, cred că stric pozele oamenilor așa că o să mă deplasez și iată și mai multe pisici, iar acolo este ghidul nostru cu Vicky, care ne povestea mai devreme că a fost în București într-o vacanță cu vreo 5-6 ani și că a fost să vadă, nu știu care, casa lui Ceaușescu, n-am înțeles la ce se referă exact, dar aflăm. Trebuie să încep cu un wow, pentru că n-am văzut în viața mea un copac atât de mare. Ceea ce aveți în fața ochilor este un platan vechi de 700 de ani, mai bine de 700 de ani. Este absolut uriaș și nu reușesc eu să-l cuprind cu toată camera, cu toată imaginea, dar îmi imaginez că oricum se dublează în timpul verii sau când e și el înverzit săracul. E ceva... Mamă, am făcut vreo jumătate de oră până aici, după ce ne-am mai oprit de câteva ori pe drum și urmează să bem și o cafea pe acolo, dacă vedeți, sunt niște măsuțe, cred că pe acolo vom sta, însă, aș vrea să fac și niște poze, dar cum îl prind eu pe ăsta? Bună, pisus, gata, am văzut pisici, pa! Pisu! Ce faci, puiule? Putem nici să respirăm la cât am mâncat. Vicky poate confirma. Am mâncat super, super bine la restaurantul ăsta, care am înțeles că se numește Double F, ceva cu pădure, something, something. Nu doar că mâncarea e delicioasă, dar și arată foarte bine. Sunt candelabre pe peste tot și sunt băgate cumva în colivii, ce n-am mai văzut treaba asta până acum. Și suntem așezați cu toții la o masă din asta de lemn, mare, 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 unde au pus ei tot felul de decorațiuni, sunt perdele frumoase, tablouri, adică e foarte mișto restaurantul. Mâncarea, vă zic, tocmai am băgat o bucățică din plăteaua de la camera, am băgat-o în sos și cred că a venit să-mi aducă desertul. Opa. Bine, am cu desertul? V-am chemit? Da, dați așa. Am lăsat desertul. A plecat, cred că l-am speriat. Le aduce? Da. Spuneam că foarte bună mâncarea, foarte, foarte bună și foarte multe feluri, adică am avut prima dată supa. După care a fost lentile. O salată. Lentile? Ce sunt lentile? De linte, bobiță. Supă de lentile. Engleza a fost o bine. Deci supă de lentile. Lentile. Da, sau lentile, așa. Nu? Exact. După care am avut două tipuri de salată, după care am avut niște sărmăluțe în foi de viță, dolma. Așa se numește. Da, sunt din astea, da, adică erau cu orez, nu știu cu ce erau făcute, și cu o soi de smântână de asta de-a noastră. Foarte bună. Vegană. Da, s-am zis de-a noastră. Și după am avut un porțelău de paste absolut uriaș. Vicky și-a luat cu ceva sos roșu, iar eu mi-am luat cu un sos alb.
Și tot așa, din ăsta vegan. Foarte bun, foarte bun. Și acum mai vine încă un fel de mâncare. Am înțeles că un desert cu dovleac. Pumpkin, da, care arată foarte bine. Adică îl văd în fața ochilor, cei din față mănâncă. La mine încă n-a ajuns. Nu vreau să mă deranjeze, de nu că e prea drăguț. Dar eu chiar îl aștept. Așa că o să tac din gură și mai filmez după ce mi-l aduce. Hai că a venit. Vegan așadar, dovleac cu miere și cu nuci. Și ce este asta? Ce-o fi aici? Tot dovleac? Le povesteai? Nu e miere? A, da. Un sos ceva. Un sos dulce, cremos, care imită. Miroase foarte bine, oricum. Și văd că la cei din față mai e o chestie deasupra, cred că o cremă, o frișcă, o ceva, nu știu, dar nu ne-a pus că... Juma, okay, so Kazakh is the tribe of the Turkish tribe name, so we had like 7 villages like that here. The first Turkish tribes came and lived here before they conquered Bursa. Spre cină și spre mare, să vedem marea. Am stat aproximativ o oră, dacă ne-a venit și liftul. Aproximativ o oră am avut să ne tragem sufletul, să facem și noi un duș. A, trebuie să scot aia, nu? Sau vrea? Fără. Perfect. Aproximativ o oră am avut să facem și noi un duș și să ne schimbăm de haine și m-am refreshuit total. Pullover, pantaloni, iar am botoșii aia siniștri în picioare, dar având în vedere că am stat... Câte ore am stat eu pe tocuri? Cred că 11 ore. Da. 11 ore am stat pe tocuri și nu mă plâng, mi-a fost ok, nu mă dor picioarele sau ceva, dar mă gândesc că merit și eu să stau un pic mai confortabil acum pe seară, mai ales că o să fie cu faleze și alte alea, așa că sunt senzual, sunt Andreea senzual. Îmi dau seama că nu v-am arătat deloc din hotel și până când se strânge toată lumea și plecăm, iată, cam ăsta ar fi hall-ul sau lobby-ul, dacă vreți englezit, frumos. Masa asta, centrul ăsta cu flori arată foarte bine, cred că sunt chiar naturale, pare a fi niște crin pe acolo. În partea asta este recepția. Dacă te duci 2 etaje mai jos, ai spa și piscină și avem mâine o programare acolo cu toții. Iar în partea asta, l-altă, cred că nu este restaurantul. Au mai multe restaurante, de fapt. Unul este sus, unde am mâncat noi aseară și cred că mai este unul pentru mic dejun mai jos. Iarăși la autocar. Dar noi tocmai am plecat de la masă
și comunicam că ne mișcăm, uite așa, stânga-dreapta, stânga-dreapta, pentru că ne-au dat oamenii ăștia 15.000 de feluri de mâncare. Deci dacă ne-au venit cu platouri după platouri după platouri, cu de toate, foarte bună mâncarea, e adevărat, ba chiar s-au întrebuințat și restaurantul având specific pescăresc, pentru mine au pregătit niște paste delicioase. Și normal că am mâncat din tot ce s-a putut, iar acum sunt așa. Nu că mă plâng, dar mâine dimineață cred că sar micul dejun. Mă rog, mai vorbim până atunci, dar deocamdată, în stadiul în care sunt, nu mai pot, abia mă pot mișca. Și din ce mi s-a zis, Vicky este în aceeași situație și chiar... Ești full? Pui mei, dacă mai îndoam un pic explodez. Și Radu în spate acolo, care face și se pregătește de poză. Nu că ne-ar fi obligat cineva să mâncăm atâta. A, nu ne-a forțat nimeni, dar noi... Da. Foarte bună, foarte bună. Și acum ne-au scos un pic la plimbare. Nu știu dacă pentru a activa digestia, că toți suntem așa full, sau vor să ne arate ceva, dar ne plimbăm puțin tăl pe străduțe. Mulțumim, bogatule! Opa! Că el se duce să stea pe balcon, că el are balcon și noi nu. Da, noi suntem sărace, n-avem. Asta încearcă să ne transmită. Ah, stai, că mă bate. La cafeluță, suflet drag. Mergem să luăm micul dejun. Oh, calmează-te, prietene. Un pic ăla în cap. Nu, că au Omega Breakfast Room, da. Da, ăla e. Omega Kahvalt Salonul. Nu este. Kahvalt. Da. Ia pe Iorum. Da, am făcut micul dejun. Iată. Iorum am mănânc. Iorum. Iemec. Am mâncat. Ia, maca face. Tu mă filmezi? Da. Păi zicea nici că oricum nu facem nimic. Avem o vreme absolut senzațională astăzi. Plouă, ninge, nu știu exact ce e chestia asta. Și ne-am oprit la prima destinație, primul punct turistic al zilei. Și anume degustarea de tahini, cred că o să fie asta. Ne-au adus într-un local, nu știu exact ce este. Cum? Pide și tahini. Da, am făcut vreo 10 minute cu autocarul până aici. M-a plouat, să mă și vedeți. Iată-mă, m-a plouat, dar noroc că am și volanul după mine, că mă mai protejează ăla. Pe de altă parte, eu mi-am luat umbrelă, numai că am lăsat-o în camera de hotel, pentru că de ce aș folosi-o? Dar chiar n-am văzut că sunt precipitațiile astea când am plecat, așa că va trebui să mă descurc într-o formă sau alta. Zăpadă și cât a fulgii. Toarnă, doamne, știu că e clișeic, dar fix poveste e treaba asta. Sunt niște fulgi absolut uriași, n-am mai văzut așa ceva. Se înzoală maxim, dar cu un motiv întemeiat, moscheea în care ne aflăm, unde nu pot să intri încălțat. Ne-am lăsat pantofii cu toții acolo, unde vedeți, sunt niște rafturi și chestia asta este imensă. Ulugeamii.
Ulugi Amid. 1399, de atunci datează moscheia asta. E foarte frumoasă. Sunt desene pe pereți. Proaspete par. Adică, nu știu, arată foarte, foarte bine. E foarte înaltă. Candelabre și au chiar fântână arteziană. N-am mai văzut niciodată o fântână arteziană în mijlocul unei moschei, dar chiar este ceva deosebit. Telefonul închis, evident, te atenționează la momentul la care intri și nu poți nici măcar pe preșul de la intrare, deci acolo, poate și vedeți în ce hal ninge, nu poți nici măcar acolo să intri încălțat. Te schimbi în față, îți dau ei niște punguțe, după care ai voie să intri. Hai să vă arăt un pic, nu înțeleg absolut nimic din ceea ce scrie pe aici, cum era de așteptat, dar pot și eu să admir că văd ceva frumos. Ia să vedem ce zice ghidul. Which was built by Yıldırım Bayezid, 1396. So he went to Nicopolis in Hungary, and before going there, he said, "If I go and come with the victory, I will make 20 mosques in Bursa." He comes with the victory, and one of his advisors told him to make a big mosque with 20 domes. So this has 20 domes instead of 20 different mosques. Last month. Okay. This is very new. These are, they were very good at astrology. These are the solar system. Oh, really? So they're the, hidden. Yes. So it's on the side. Yeah, on the side. The symbols are like. Mi-este frig, la picioare mi-au înghețat, dar mă încălzesc eu acum pentru că intrăm în bazar. Ia să vedem. Ceva frumos pe aici? Alea sunt interesante, dar sunt cam mari pentru gustul meu. Mie îmi plac astea. Astea cu perle. Nu știu, dar eu nu la succes, dar eu cred mai slab calitate. Ia uite, ai văzut asta? Aman birader, kaygızım. Efendim nedir bu işler? Kafanı kırsın, keşiş. Gel. Kaygızım gel, misafirleri eğlendirelim. Ne yapalım? Çengi çayını. Aici este, să înțeleg, grădina da, botanică? Da, în partea aia. Aici e restaurantul grădina. Și am înțeles bine, e și grădina zoologică? Da, este Bursa Zoo și grădina botanică. Da, nu cred că mergem în grădina zoologică. Yes. Întrebarea zilei este de ce au pus chestia asta pe furculiță? Care este explicația logică? Avem și în pahar și nu trece praf? Să nu se pună praf? Sau să fie folosite? Nici nu știu. Semn că sunt folosite. Aici o să luăm masa, așadar. Arată bine și voiam să vă arăt ce detalii frumoase are canapeaua asta din spatele meu. Ia uite ce broderie și ce culoare, ce verde frumos. E minunată. Da, clar. Minunăție. E bine că apucăm să ne mai încălzim puțin, pentru că ne-a intrat frigul noastră ca lumea după moschee, complet neîncălzită, unde am stat în picioarele goale pe carpeta aia care părea aproape îmbibată în apă, așa de rece era. După aia am fost în bazar, foarte aproape, și bazarul e adevărat acoperit, dar rece, că și ăla complet neîncălzit și ne-au înghețat picioarele. Mă rog, și corpul poate un pic. Și acum ne-am așezat, suntem ok, de cel puțin o oră cât stăm aici la masă, o să ne mai revenim un pic. Foame nu pot să zic că simt neapărat, că am mâncat dimineața și oricum de ieri, doamne, am stomac în continuare plin. Și am mai fost și pasta aia cu susan și pe pită caldă de azi dimineață. Doamne, ce aia a fost genială. Asta e o alarmă de telefon, nu știu unde e cineva care are alarma asta. În orice caz, șoferul are aia, sunt niște alarme foarte ciudate, deci am auzit niște sonerii la telefon zilele astea. Doamne, simte. There's a cat? Yeah. Yeah? Let's see the cat. Hai să vedem pisica. Și cu ocazia asta vă mai și arăt ce e pe aici. E o casă, Vicky. E o casă, ce mai contează una? Merlot și Porto te vor adora. Cred că.
Băi, concurențele trebuie lor. Mă, puiule, mă. Mă, frumusețe, mă, ce ne face, mă, frumusețe, mă. M-ai adoptat? Poți să te adopt cred și că eu da. Pe tine? Cred că da. Ne? Dio, mă, pui, mă, ce blăniță finală. Te rog, te rog, Vicky, să nu faci și cozănăcei pe rochia ei, că s-a dus. Apoi la hotel pentru câteva ore, până pe la 6, când urmează să plecăm să luăm cina, iar acum ne pregătim să mergem la spa, unde cei de aici din organizare ne-au rezervat câteva ore, suntem cumva împărțiți pe grupuri ca să nu fim mulți deodată, câteva ore de bălăceală și de masaj, care sper să fie bun. Ne-au zis în avans, adică am venit de acasă costumele de baie după noi, cel puțin eu și Vicky, n-am mai făcut ca la Iași, dacă ați văzut vlogul știți ce s-a întâmplat, că am gonica un nebunul, pe azi găsesc un costum de baie, dar aici s-a rezolvat și a făcut Vicky un duș, acum mă schimb și eu de toate cele, că vedeți, nu mai am bijuterii, sunt cu fusta relativ pe jos, mă schimb în costumul de baie și o să mergem acolo să ne relaxăm câteva ore, că e chiar indicat, ținând cont de frigurile pe care le-am tras și zăpada aia, care să știți că s-a dus, deci nu mai sunt precipitații deloc, ba chiar a ieșit soarele. Dar o să ne prindă bine. Suntem după masaj și după hamam, care au fost ambele extra super ordinare, numai că puțin neobișnuite. Dați-mi voie să mă așez. Hamamul ca hamamul, că am fost noi de capul nostru acolo și am avut experiența aia foarte plăcută a marmurei încălzite, cu castroanele cu apă, cum îți arunci pe tine, v-am mai povestit eu. Numai că acum la masaj, poate vedeți că fața mea lucește un pic mai mult decât în mod normal. Asta pentru că tipele care ne-au masat au fost două femei. Și a fost foarte ok. Dar nu mă așteptam să mă dea cu ulei pe față, eu fiind machiată, și după aia să mi-l dea prin păr. Dacă știam că urmează să ne facă și pe față, nu aș fi machiată. Dar eu n-am știut despre ce e vorba. Eu am zis că este doar un masaj pe spate și atât. Ne-au masat picioarele, brațele, degetele, au tros niște chestii. La un moment dat Vicky a început să țipe. Și nu știam de ce. Mă rog, a fost un țipăt. Și nu știam de ce. Și trosnise un os cumva de-a durut-o. N-a fost nimic rău, a început să râdă după, dar pe moment am tresărit pentru că era foarte relaxantă atmosfera, ne întinsesem acolo pe niște paturi, ați văzut, cred că am filmat un cadru înainte să vină doamnele care ne-au masat, cu muzică în surdină, lumânări aprinse peste tot, totul mirosea foarte bine și liniște de plină, doar telefonul ce se mai auzea din când în când, că mai țivâiau puțin, dar super relaxantă atmosfera. Și întâi ne-au masat brațele, spatele, picioarele, ne-au întors după aia cu fața, mi-au trosit și mie oasele la un moment dat. Și după să-mi facă masaj pe față. Și eu i-am zis, zic, vedeți că sunt machiată. E ok să fiu machiată? Și că da, nu-i nicio problemă. Și a luat un ulei din ăla, m-a dat cu el pe față, mi-a întins toate astea pe aici, vedeți că la ochi încă a rămas, dar pe față l-a întins pe tot. Și pe aia a început să-l ducă înspre păr. Ma. Adică ar fi fost ciudat pentru mine și dacă nu era machiată, că, repet, problema nu este machiajul, că îl retușez, asta e, nu e o pierdere, ci ulei pe rădăcină. Gagicile mele și gagicii mei. Voi mă știți de multă vreme. Știți că sunt absolut disperată cu părul gras. Și eu, cu toate că folosesc ulei și chiar folosesc de multă vreme și m-a ajutat asta să-mi regenerez vârfurile, îl folosesc pe vârfuri, pe lungime, niciodată pe rădăcină. Femeia și-a făcut treaba, acum nu se înțelege că zic de rău de ea și vai, sunt nemulțumită. Vă împărtășesc doar din experiență că, în calitate de om cu păr slinos, m-a luat așa cu păr ridicat pe brațe în momentul în care am simțit uleiul ăla pe la rădăcini și întins cu toate smacurile astea. Asta așa, ca Asterix. Dar pe lângă asta, masajul a fost minunat. Nu regret nici duda asta și aștept să iasă Vicky ca să mă pot duce și eu. Evident că ne puteam spăla în hamam. Mergeam iarăși acolo și ne spălam.
că aveam tot ce ne trebuie, ne dădeau și șampon dacă aveam nevoie, loțiune, de toate. Dar am zis că e mai bine să vin aici ca să mă pot eu demachia exact așa cum trebuie și mai avem doar o oră până când plecăm spre cină, că este 5. Și la 6 ne vedem cu toții. Și vorbeam cu Vicky acum, bă, n-avem timp să ne spălăm pe cap amândouă, că trebuie să ne și uscăm, adică nu e vară, să zici că lași părul să se usuce natural în bătaia soarelui. N-ai cum, ați văzut în ce halaniz astăzi. Așa că trebuie neapărat și uscat, în cazul meu și coafat, deci o să lăsăm pentru, nu știu, de seară sau mâine dimineață. Și văd ce-i fac, îl prind cu clama asta, îmi pun o băscălie, îmi pun pălăria că mi-a luat la mine și aia e, că trebuie să ne descurcăm. Da, o să mă duc oricum să fac un duș, să mă retușez un pic și să scap de senzația asta foarte plăcut mirositoare, însă ulei. Watch me, just follow every move. Touch me, let me know you want it too. Don't tell what you need. Care s-a dovedit extraordinar de util. Și când mă gândesc că n-am vrut să-l iau, că ce mai care eu și de ăsta? Cum să fie, mă, frig în Turcia? Ce ai chiar așa? Nu are cum să fie ca la noi. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Iznik. Bună dimineața din Iznik. La ora Iznik. Am aici turcul lângă mine de mă corectează la fiecare mică greșeală. Pac. Mars. Este la o oră distanță de Bursa. Am venit cu autocarul până aici. Și eu am cam dormit. Au plecat după pisica, ai văzut? Nu. Da, alergau pisica, de-aia au început să fugă așa. Sunt foarte mulți câini în acest Iznik unde ne aflăm acum și tocmai am asistat la o scenă de box în care o pisică era fugărită de vreo 6 câini. Să sperăm că a supraviețuit. O spuneam așadar că bună dimineața, am făcut o oră cu autocarul până aici. Scăpat, e ok. Safe. Bun, bun. Timp în care eu am dormit, m-am trezit de vreme, pe la un 6 eram în picioare, m-am culcat pe la 1, deci nu pot să zic că mi-am făcut somn complet și m-am trezit de vreme. Ca să pot să-mi fac și eu baie, să mă usuc la păr, așa cum trebuie, să nu ies cu el ud. În principiu ar fost mai bine dacă făceam asta de-aseară. Numai că nu-mi stătea absolut deloc, mă spălam fix degeaba, pentru că până dimineața era cu totul dus. Și am preferat să mă trezesc mai devreme și să-mi fac și eu părul. Și ne-am luat micul dejun, echipat tot acum și am venit încoace, unde o să explorăm puțin. Am înțeles că o să ajungem tot așa în niște sătucuri din astea de ale lor vechi și o să ne arate tot felul de chestii. Am fost până acum la o moschee. Vicky, a specificat cât e de veche? Sunt secolele 4-8, încă nu știu exact când a fost construită. 4-8, da, n-a fost foarte clară treaba. Unde am filmat așa câteva cadre și ne-am arătat acolo câteva rămânșițe ale creștinismului. Adică erau icoane, vedeai niște urme, bine, foarte palide, foarte fade și șterse de vreme, dar puteai vedea, dacă te uitai atent pe pereți, erau
niște desene care erau identice icoanelor pe care le vedem și la noi. Undeva era și o zona unui mormânt, nu știu să ne zică cine a fost înmormântat acolo, dar fiind moschee, în principiu în incinte de genul ăsta nu înmormântesc decât oameni care au legătură, adică preoți. Na, am stat acolo vreo 10 minute, cred, și am plecat în orășel, adică în acest iznic, să explorăm. Grupul? Da, pui. Da, iubitule. Asta mic și chiopătează, dar e așa blând. Da, mamă. Uf, dacă nu v-aș lua eu acasă. Țucuriei ca. Uite ce frumusețe de moschee. Moschea verde. Într-un mare fel arată. Mozaicul ăla sus, acolo, cel puțin, este fantastic. Uite ce interesant. Astea sunt pietre funerare și vedeți ce ciudățel arată? Chestiile alea din vârf sunt efectiv pălării sau accesorii pentru cap. Am citit aici pe pancarta asta de plastic, unde avem câteva informații și zice că mormintele sunt diferite, cele de femei și cele de bărbați, dar toate au aceleași 5 părți sau 5 mari secțiuni. Chiar nu știam că există așa ceva. Asta presupun că este muzeul orașului, unde intrăm noi acum. Vicky e acolo cu domnul care se ocupă de noi, ghidul nostru. Ha, asta mi-aduce aminte de Ras Al Khaimah, dacă mai țineți voi minte când am filmat acolo. Am și stat într-o astfel de așezare cu covoare de-astea și ne-au servit cafea. Și am băut stând așa, pe jos. Asta chiar e o chestie foarte tare. Conform informațiilor, sunt rafturi pentru turbane. Deci îți așezai turbanul în partea aia. Super! Uite, suporturi de pălărie adevărate, domnule, cum ar trebui să fie. Ce frumoasă e ceșcuța asta cu auriu. Parfurită cu ceșcuța numărul 9. Andiamo! În principiu, activitățile noastre turistice s-au cam încheiat. Nu mai avem nimic în plan, cel puțin nu de vizitat. O să mai avem cina cu toată lumea, mai puțin Vicky, care abandonează nava. O să avem cina peste aproximativ o oră, unde mă voi duce singură. Ea preferă să stea la hotel, se bolăcește, se relaxează, mai are și niște treabă, așa că o să mă duc doar eu acolo cu restul grupului și cam asta e de final. Mâine cred că o să ne separăm mai devreme, pentru că am înțeles că băieții cei doi croați vor să se ducă cumva în Istanbul, să stea mai multe zile, deci ei nu o să plece deodată cu noi, iar noi o să plecăm cu celelalte două fete, dacă am înțeles bine, una din Croația și cealaltă din Serbia sau ceva de genul ăsta. Și o să plecăm pe la ora 2 de aici, din Bursa, facem cam 3-4 în funcție de trafic până o să ajungem la aeroportul din Istanbul și am zis să plecăm mai devreme pentru că fiind și vineri, înspre vineri seară, traficul la ei oricum este nebun. Cel mai bine să plecăm de seară, cel mai bine să plecăm din timp ca să ajungem liniștiți, să știm că ne urcăm în avion cu bine, pentru că și aeroportul ăla este ceva urieșesc și n-am vrea să mai rămânem pe aici. Mă duc singură, ce o să fac? M-a lăsat, m-a abandonat. Dar n-are nimic, înțeleg. Situații de genul ăsta sunt de înțeles. M-am îmbrăcat super confortabil, așa cum mi-a venit liftul. Perfect. M-am îmbrăcat super, super confortabil cu rochia aia hanorac pe care am avut-o în prima zi pentru că vreau să stau lejer. E ultima seară, sper să fie bine, să am și eu ce mânca, că din ce am înțeles, restaurantul ăsta unde mergem are specific de chiftele și ar putea să fie un pic complicat. Și am în picioare cataclopele din dotare, care știu că sunt înalte, dar credeți-mă, super confortabil. Și acum mă întâlnesc cu restul grupului, lumieră și autocarul, că numai cu autocarul am mers zilele astea. Na, sunt distanțe destul de mari. Tule! Hai în capătul ălalt.
din fericire cu bine, eu vorbindu-vă acum la câteva zile distanță și de călătorie și de evenimentele tragice cu tremurul care s-a petrecut în Turcia și în Siria. Făcusem o cu totul altă încheiere pentru vlogul ăsta, era totul pregătit, setat, dar având în vedere că lucrurile au luat întorsătura asta așa de nefericită, am zis să schimb și să reiau foarte pe scurt ceea ce am povestit acolo. De altfel, eu menționându-vă, cred că în daily vlogul anterior, menționându-vă de ce am întârziat puțin cu postarea materialului de față, am zis că e mai bine să aștept un pic să treacă săptămâna de doliu și să las lucrurile să se așeze, pentru că ar fi o discrepanță, nu neapărat intenționată, pentru că noi ne-am simțit extraordinar de bine acolo, a fost totul super ok și am văzut o Turcie diferită de ceea ce știam. Eu n-am vizitat decât Istanbul și Antalya, iar ceea ce am văzut în Bursa merge într-o cu totul altă direcție. Este o destinație pentru aceia care caută cultură și istorie. Nu prea are legătură, atât cât am văzut eu, poate prea puțin, nu prea are legătură cu ce știam în rest, dar pentru cei care sunt interesați de așa ceva și vor vacanțe care implică deplasare, vizitat și cât mai mult contact cu localnicii, că ăsta e farmec, trecând de stațiunea montană, că noi n-am avut treabă cu asta, deci nu știu ce să vă zic despre zăpezi, dar pentru aceia care caută așa ceva, nișa asta, deci v-am zis pe cultură și pe istorie, cred că va fi ceva foarte interesant. Este diferit de Turcia așa cum o știam eu. Noi ne-am simțit foarte bine și din fericire pentru noi a fost tot în regulă. N-am absolut nicio obiecție, zborul foarte bine, mâncarea extraordinară, oamenii foarte primitori și calzi, cam toată lumea cu care am interacționat noi cel puțin vorbea limba engleză și chiar mi-a plăcut. Deci am avut un noroc divin că lucrurile au fost în regulă. Nu pentru că s-ar fi întâmplat neapărat ceva cu noi, Bursa, din fericire, iarăși, este o zonă neafectată de cutremur, dar nu cred că am fi putut ieși din țară. Și asta ar fi fost destul de rău pentru noi, dar evident un rău mult mai mic prin comparație cu ceea ce s-a întâmplat acolo. De aceea am zis că e bine să aștept puțin și să nu vin cu vlogul imediat, că era acea discrepanță în care noi ne-am simțit foarte bine și oamenii ăia sunt în condiția în care sunt. Am lăsat timpul să treacă, acum a venit materialul și eu sper că v-a plăcut și că veți lua ce e bun din el. Evident, fără să putem face neapărat abstracție de evenimentele curente. Vă mulțumesc așadar dacă ați ajuns până aici. Îmi imaginez că e lung. Nu știu exact cât are, dar îmi imaginez că este unul lung. Aștept să-mi spuneți în comentarii dacă este ceva de interes pentru voi, dacă vă place și partea asta a Turciei și dacă într-un viitor ar fi plăcut, ar fi de interes, ar fi dezirabil să vizitați și așa ceva. Sunt foarte curioasă de feedback-ul vostru pentru că în cazul meu a fost o experiență unică și ceva complet nou, ce n-am mai făcut până acum. Și m-aș bucura să știu cum vi s-a părut și vouă, mai ales dacă sunteți familiarizați cu ce înseamnă Turcia și cultura lor. Așadar, pupicios multos, mulțumesc tare, tare mult că v-ați uitat și ne vedem curând. Să aveți o zi sau o seară ultra super minunată! Pa! Thank you.